Veșnice nemulțumiri și în rândul fetelor. Parcă mai nou se ceartă mai mult decât se certau băieții înainte și este mai multă agitație în casa fetelor decât în casa băieților. Exact ca și acum, discuții de la curățenie și neînțelegeri. Cu toate că spun ele, s-au făcut niște liste la începutul sezonului în ce privește ordinea la curățenie și cine și cu cine face și în ce zile, dar se pare că nu s-au mai respectat pentru că unele fete au plecat. Ele zic că sunt tot mai puține, deși cred că lipsesc două persoane, de fapt, dintre care una a fost înlocuită. Prin urmare, doamna Marinescu spunea că ar trebui să pe toată lumea sâmbătă la curățenia generală. Fetele au făcut listele astfel încât să aibă timp să se și odihnească și să se pregătească pentru petrecere. Ați văzut că au criticat o și pe doamna Ioana că face mai nou curățenie zilnic singură de când este mama săptămânii și spuneau mamele că face asta ca să dea bine la public. La fel și Delia a fost foarte criticată pentru treaba de ieri cu faptul că a găsit acel obiect de igienă intimă în dușul fet Mie mi se pare că a fost mai criticată ea care era revoltată pe situație decât persoana în cauză care a făcut acel lucru, ceea ce nu mi se pare corect pentru că s-a pus accent mai mare pe tamtamul făcut decât să se, găs să se găsească cu adevărat făptașul și să fie luat la răspundere până la urmă. Eu cred că fetele știu și poate chiar și mamele sunt acolo toate, trăiesc împreună în aceeași casă și cu siguranță știu care dintre ele, în ce perioadă se află și așa mai departe. Deci nu era foarte greu de aflat decât să se facă atâta gălceavă. Dar, mă rog, corectitudine în privința asta în, într-o situație atât de amplă și de într-o casă atât de mare și cu atâtea persoane, e greu să fie.